Vă salut, eu sunt Casian, și în clipul de astăzi vreau să vă vorbesc despre cum cred eu că ar trebui să gândim atunci când trebuie să luăm o decizie. Noi, în fiecare zi, luăm decizii, și în spatele deciziilor pe care le luăm stau ori nevoile noastre, ori poftele noastre. Și când spun pofte, mă refer la dorințe. Noi nu trebuie să confundăm nevoile cu poftele, cu dorințele, și ca să nu le confundăm. Noi trebuie să înțelegem clar ce este o nevoie și ce este o poftă. Și ca să înțelegem clar, haideți să definim cât mai clar ce este o nevoie și ce este o poftă. O nevoie este ceva fără de care omul nu poate trăi, cum ar fi aerul, mâncarea, apa și așa mai departe. O poftă este ceva fără de care omul poate trăi, dar pe care și-o dorește cum ar fi o pereche de pantofi, deși mai are 5 acasă, o rochiță, deși mai are 10 în dulap și așa mai departe. O nevoie poate să fie o poftă, dar o poftă nu este obligatoriu să fie o nevoie. De exemplu, să mâncăm este o nevoie pentru că altfel murim, dar este și o poftă pentru că ne dorim să mâncăm. Dar pofta de a mânca mai mult decât avem nevoie pentru a fi sănătoși nu este o nevoie. Am spus că deciziile pe care noi le luăm în fiecare zi au legătură ori cu nevoile noastre, ori cu poftele noastre. Și cred că dacă ne-am trăit viața mergând după principiul împlinirii nevoilor, noi am avea mult mai multe beneficii de câștigat decât dacă ne-am trăit viața mergând după principiul împlinirii poftelor. De exemplu, dacă tot am vorbit de mâncare. Haideți să aplicăm la mâncare principiul nevoilor și să vedem câteva beneficii pe care le-am putea avea. Păi de exemplu, dacă noi am decide să mâncăm doar atât cât am avea nevoie, nu cât am avea poftă, noi nu ne-am mai îngrășa. Nu ne-am mai îngrășa, nu ne-am mai îmbolnăvi datorită grăsimii în exces. Sunt de acord că sunt și persoane care se îngrașă datorită altor factori decât faptul că mănâncă mai mult decât au nevoie. Nu vorbesc despre cazurile medicale, ci vorbesc în general, pentru că, în general, oamenii care se îngrașă se îngrașă datorită faptului că mănâncă mai mult decât au nevoie. De aceea, unul dintre cele mai prostești lucruri pe care le putem face la masă este să ne obișnuim să mâncăm până nu mai putem, ceea ce, din punct de vedere medical, va duce la obezitate, adică la îmbolnăvirea organismului prin acumulare de grăsime excesivă iar din punct de vedere spiritual duce la îmbuibare, adică la păcătuire prin îndopare cu mâncare. Noi ne îmbuibăm de fiecare dată când mâncăm până nu mai intră. Și odată cu păcatul îmbuibării vine și îngrășarea la pachet cu îmbolnăvirea trupului din proprie voință. Trup care este templul Duhului Sfânt conform 1 Corinteni 6 și de care noi ne batem joc voit. Pentru că ne ghidăm când vine vorba de mâncare după principiul poftei. Și ca să nu ne mai batem joc de templu Duhului Sfânt în fiecare zi când luăm masa, noi trebuie să începem să înlocuim pofta cu nevoia atunci când decidem cât mâncăm. Mâncăm pentru a trăi, nu trăim pentru a mânca, vorbește despre principiul nevoilor, principiul care ne aduce beneficiul sănătății atât fizice cât și spirituale. Alt beneficiu pe care îl avem atunci când ne trăim viața după principiul nevoilor este beneficiul financiar și mă folosesc tot de mâncare. Dumneavoastră puteți înlocui mâncarea cu orice altceva doriți. Ascultați-mă! Dacă noi am decide să cumpărăm mâncare după principiul nevoilor, nu a poftelor, noi nu am mai arunca mâncare la gunoi. Nu aruncăm mâncare la gunoi, nu aruncăm bani la gunoi ceea ce înseamnă că aplicarea acestui principiu atunci când cumpărăm mâncare ne aduce un beneficiu financiar prin faptul că nu risipim banii. Noi trebuie să înțelegem că suntem responsabili de cum cheltuim banii, indiferent că i-am făcut ușor sau greu, cu atât mai mult dacă i-am făcut greu. De ce? Păi ce lucru ai să nu-l fi primit? Întreabă Pavel în 1 Corinteni 4,7. Toate lucrurile pe care noi le avem, inclusiv banii pe care îi avem sunt de la Dumnezeu. De aceea să nu cumva să ne trezim că aruncăm banii primiți de la Dumnezeu la gunoi prin faptul că aruncăm mâncarea la gunoi, pentru că am gândit după principiul poftelor când am cumpărat o, nu după principiul nevoilor. Alte beneficii pe care noi le-am avea dacă ne-am trăit viața după principiul nevoilor sunt liniștea, mulțumirea și împlinirea noastră pe acest pământ. Dacă noi ne-am trăit viețile mergând după principiul împlinirii nevoilor, nu a poftelor, noi nu am mai alergat de dimineața până seara și am fi mult mai liniștiți, mai mulțumiți și mai împliniți. Ascultați-mă! Noi nu pentru nevoi muncim zi lumină, ci pentru pofte, pofte care sunt un sac fără fund, pofte după care, dacă ne trăim viața până nu le împlinim, ne fac să fim neliniștiți, nemulțumiți. Și ne împliniți. Ascultați-mă, ca să intrăm pe internet și să putem suna sau să fim sunați, dacă doar asta facem cu telefonul, noi nu avem nevoie de un telefon de mii de lei. Am dreptate? Putem face toate astea și cu un telefon de câteva sute de lei. Însă pofta de a ne lăuda, pofta de a fi în rând cu lumea, pofta pe care o îmbrățișăm ne face să luăm decizii de care nu avem cu adevărat nevoie. Toți prietenii sau prietenele tale au telefoane de mii de lei și tu să nu ai? Și dăm la o parte principiul nevoilor și îmbrățișăm principiul poftelor și începem să risipim bani sau să trudim ca să achităm telefoane pe care le-am luat, dar de care nu avem nevoie, pentru că am decis după principiul poftelor, nu al nevoilor. Vă dau alt exemplu. Ca să fim îmbrăcați sau îmbrăcate, noi nu avem nevoie de zeci de haine, de ultimele haine sau de haine foarte scumpe. Însă pofta de a atrage privirile altora, de a fi la modă, ne face pe unii dintre noi să risipim bani sau să trudim pentru a ne cumpăra tot felul de haine, deși noi avem acasă haine foarte bune în dulapuri. Și odată ce le poftim, dacă nu ni le luăm, suntem tare neliniștiți pentru că ne tot gândim la ele. Suntem nemulțumiți cu hainele pe care le avem acasă, deși sunt haine bune, și suntem și neîmpliniți pentru că le poftim și nu le avem și ce împliniți am fi dacă le-am avea. Dar adevărul este că după ce le avem, în scurtă vreme aceste haine or să ajungă uitate în dulap ca și celelalte, pentru că am văzut alte haine pe care nu le avem în dulap și pe care le-am poftit. Ascultați-mă! Parada modei nu este o nevoie, este o poftă, o dorință pe care o avem în noi de a ieși în evidență cu exteriorul, o dorință păcătoasă pentru că are de a face cu a ne lăuda, cu a ne mândri. Doar că noi trebuie să știm că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, spune Apostolul Petru 1 Petru 5, 5 Vă mai dau un ultim exemplu legat de odihnă. Ca să ne odihnim în perioada de concediu, noi nu avem nevoie să plecăm neapărat undeva în concediu de odihnă. În concediu de odihnă scopul este odihna, nu călătoritul. Nu mai vorbesc că de multe ori cei care pleacă în concediu de odihnă vin de acolo mai obosiți decât au plecat. Dar pofta de a vedea locuri, de a ajunge și ei unde au ajuns și alții, de a putea povesti și ei altora pe unde au fost și ce au văzut, îi pune să facă lucruri de care nu au nevoie cu adevărat. Și gândiți-vă că unii trudesc din greu luni de zile ca să strângă bani pentru concediu. Bani dați pe ceva ce nu este o nevoie, ci mai mult o poftă. Pentru că în concediu de odihnă scopul este odihna și să se odihnească lumea poate să se odihnească, și fără să trebuiască să plece undeva neapărat, sau să trudească luni de zile ca să-și permită plecarea. În România, lumea se plânge că viața este grea, dar eu cred că uneori noi singuri ne facem viața grea datorită alegerilor greșite pe care le facem, și facem alegeri greșite pentru că avem o gândire greșită cu privire la cum trebuie să ne trăim viața, și alergăm prin viață după împlinirea poftelor, fără să ne dăm seama că am fi mult mai liniștiți mult mai mulțumiți și mai împliniți și mai credincioși dacă am alergat după împlinirea nevoilor, nu a poftelor. Cam atât am vrut să vă spun despre principiul nevoilor comparativ cu cel al poftelor ca factor decisiv în luarea deciziilor zilnice. Dacă vi se pare de folos ceea ce am spus în acest clip, trimiteți-l și altora ca și alții să poată auzi adevărul și astfel să deveniți și voi părtași la răspândirea adevărului împreună cu mine. Abonați-vă de asemenea la canalul de YouTube Factorul Decisiv dacă nu ați făcut-o deja, și apăsați clopoțelul pentru ca să puteți să fiți anunțați de fiecare dată când voi posta un clip nou. La revedere!